Salut, camarazi! Astăzi o să vă explic cum este cu foamea la pușcărie. Vă dați seama, în 40 de pușcării din România, momentan sunt vreo 20.000 de deținuți. Acum 2 ani jumate, când m-am liberat, eu erau vreo 40.000, dar cu recursul compensatorul s-au mai liberat cam jumate dintre ei. Deci, din ăștia 20.000 actuali, cam vreo 90%, poate și 92% sunt oameni modești, necăutați. Foarte mulți sunt foști căminiști care au trăit, părinții i-au băgat până la cămină sau n-au avut pe nimeni, i-au aruncat părinții, Doamne ferește, știți, destine umane. Și deci au ajuns pe stradă de acolo, până căminele aia de copii, unde au fost bătuți, violați, agresați, li s-a luat mâncarea din mână, vă dați seama, ca la nebun, legea pumnului și în căminele alea, sau unii au fost abuzați chiar de educatori, educatoare, mă rog, că asta e în toată lumea, și la noi și peste tot. Deci oamenii ăștia când fac 18 ani sunt lăsați liberi, adică se și de poarta, hai duceți-vă, sunteți majori. Unde? La pușcărie, că în primul rând caterizează în stradă. Strada înseamnă cerșit, furat, că fiecare vrea să bea o bere, să mulți au și viciul fumatului, eu nu fumez, dar mulți fumează. Deci după aia păpica trebuie găsită în fiecare zi mâncărica, unii nu rezistă, fac furtișaguri, unii se apucă de droguri, unii se droghează, unii sunt dealer, nu știu ce, deci ajung la mititica. Înțelegeți? Deci acolo și neavând familie, neavând cățel, neavând purcel, e vai de mama lor, trebuie să mănânce lăturile de la ghium. Unii, să vă spun drept, chiar se prostituează pentru mâncare, pentru țigări, pentru cafea. Nu știu, nu pot să-i condamn, e greu de judecat așa ceva. Alții se descurcă și ei cum pot, pentru că în ăștia 20.000 erau normal și VIP-uri. Sunt câteva, eu știu, câteva sute de VIP-uri în pușcăriile românești, înțelegeți? Dar ăia le convine, pentru că ăia au furat mult. Pe când ăștia mărunții care fură un cârnat, o bucată de pâine, un salam, un cașcaval, ăștia li se dă pedepse foarte mari, cum și mie pentru un prejudiciu de 10 lei mi s-a dat 8 ani, fără probe, fără dovezi, fără cameră, fără amprente, fără nimic. La noi se poate și așa. Alții, cum a fost Țundrea, a stat 24 de ani nevinovă pentru crimă și viol și nici nu omorâse, nici nu violase pe nimeni. Era un vecin de-a lui care făcuse și a căzut măgăreața pe el, cum să zice, și a băgat 24 de ani nevinovat. Dacă nu se băga o femeie să-l ajute, murea în pușcărie, vă dați seama. Așa, oamenii ăștia la pușcărie nu prea au nicio șansă, înțelegeți? Deci la ghiumul dimineața, la prânz și seara vine numai lături și atunci să încearcă să se descurce și eu. Dă și mie o țigare, dă și mie o lingură de cafea, dă și mie o lingură de zahăr. După aia în zilele de cumpărături, știi, sunt și ei pe axă, cum spune neamțul, deci să trece lumea, coloanele cu genți la cumpărături, aia care au bani, nu? Unii mai mulți și unii mai puțini. Ăștia hoții care au furat mult, o iau bani, nu-i doare la pălărie, știi? E doare în bască că le trimite nevasta, maică-sa de afară bani, au furat milioane, deci ăia primești și pedepse mai mici și o duc un fel de vacanță la pușcărie, să zic așa. Cum? Deci vă dau numai câteva exemple. Gigi Becali, Cristian Borcea, George Copos, toți care știți voi așa din spațiu public, Miro Mitrea de la sindicate, Luca care a avut Realitatea TV, Iordache de la Autostrăzi, toți ăștia care au fost VIP-uri, Cocoși, ăla de la Niro, Penescu de la FC Argeș și deci toți oamenii ăștia erau și generali în pușcărie, erau și oameni de la serviciile secrete, erau și procurori și judecători, era procurorul Tomiță de la Cornetu, așa. Toți oamenii ăștia o duc bine la pușcărie, că au banii doare la bască, așa. Ăștia amărâți ce fac?
să bagă și ei cărăuși pentru bogătan, știi, le cară traistele. Când e ziua de cumpărături, se aranjează, știi, sau îi mai spală farfuriile lui Barosanu, eu știu, îi mai face o ciorbiță pe plitele alea artizanale pe podea, așa, îi mai face o salată, îi pune masa, îi strânge masa, îi spală farfuriile, așa, și la cumpărături se duce cu el, îi cară traistele, și îi dă și lui acolo, și dacă el îi pregătește masa, normal, mănâncă cu Barosanu, știi? Dacă nu, măcar îi cară traistele și tot tipică și lui. O conservă de pește, o conservă de carne, o punguliță de aia Fortuna de 3-4 lei de cafea, un kil de zahăr, deci trăiește și el cu minimalist, înțelegeți? Dar se poate și așa. Deci pe lângă rechinii amar trăiesc și pești bibanii mai mici și peștișorii mai mici, înțelegeți? Așa, deci la cumpărături barosanii mergeau în față și sclavii în spate cu gențile, le căra gențile și goale și pline la întoarcere. Așa, acolo și în magazinul de cumpărături vedeai diferența. Unii cumpăra câte 3-4 sarsanale de alea pline, alții lua și ei 3-4 articole, le căra în mână, că nu avea nevoie de pungă, înțelegeți? Deci era unii barosani, unii amărâți, așa e la pușcărie. Alții fumau trabuce, cum era Borcea, aveau și telefon mobil în celulă, se culca și cu infirmierile că avea bani și putea să le plătească, alții se uita și el după asistente, să uita după doctoriță, să mai uita și el după gardiancă mai crocant, așa. Deci așa e la pârnaie, înțelegeți? Deci până și celebrul Vișinescu avea un sclav care îi căra sacoșile și făcea de mâncare în celulă. Normal că el fiind torționar, îi dăduse celulă singur, nu la grămadă, și dăduse un sclav acolo în celulă cu el să mai stea de vorbă, să-i cară traistele, să facă de mâncare. Ăștia barosanii care aveau bani și erau plini de bani, ăștia majoritatea, pot să zic cu mâna pe inimă, cam 99% erau zgârciți, dar unii erau așa de zgârciți că ți se făcea scârbă de ei, erau așa de zgârciți, erau îngrozitori, erau, ce să faci, mânca lângă tine cașcaval, salam, dar nu-ți dădea o feliuță nici să-l piși cu ceară, știi, ți se făcea scârbă. Numai de, a fost acolo, am văzut și pe celebru Carabulea de la Atlasib și ăsta, un zgârcit, gruia ăla de la CFR, care a devalizat CFR-ul și ăla, tot un zgârcit și jumate, numai de Nelu Iordache, ăsta de la Adunații Copăceni, am auzit de bine, cineva care a stat cu el în celulă, spunea că băga nevastă sau în fiecare săptămână câte 2 milioane la fiecare, adică o persoană în celulă, 16 milioane, și la cumpărături mergeau cu toții, cărau ăla traste, normal că erau pe banii lui, găteau ei acolo și mâncau cu toții, dar pe banii lui Nelu Iordache, singurul de care am auzit de bine. După ce m-am liberat, chiar l-am întâlnit la ATN Palace, mi-a dat 1 milion, știi, că l-am recunoscut imediat, își lăsase barbă, dar l-am recunoscut, i-am zis că am fost cu el la Jilava și mi-a dat 1 milion ca să supraviețuiesc, că eram hoinaș. Deci, camarazi, așa e la pârnaie, unii ca să se mai descurce, se duc, își fac cereri de-astea de liberare condiționată la sectorul 4, la sectorul 5, la Buftea, cei mai mulți mergeau la Buftea joia, erau cam 40-45 de inși care mergeau acolo, dar din 45 dacă punea 2-3 liberi, știi? Deci punea aiurea, că sistemul are nevoie de bușcării pline. Și când pleca la Buftea acolo și de exemplu, erau unii care erau amărâți și stătea niște pachetele acolo cu mâncare, că uneori veneai la 4, veneai la 5 de la instanță, știi? Așa, și nu mai prindeai masa de prânz. Și atunci dădea niște pachetele cu 2 ouă fierte, 2-3 bucăți de salam de la Cleos, o bucățică de brânză și aia cam împuțită, dar biscuit să dădea în prostie, dar nu prea mânca lumea. Și atunci ăștia mergeau acolo, să anunțau că pleacă la instanță, dar acolo pe PPD, pe camera unde se făcea controlul, să te urce în dubă, refuzau, făceau o cerere de refuz, o semna și o dătea și nu mai pleca la instanță, băga înapoi în celulă. Și după ce plecau ăia, îi controla și scotea să-i bage în dube, că băga dubele pe sectoare 4, 5, 3, Buftea, nu știu ce, cornetul pe
dubele mergeau în direcții diferite, prin București și pe lângă București. După ce pleca oia, șeful de escortă îi zicea: domn major, lasă-mă și pe mine să iau și eu pachetele. Și lăsa, că rămânea, dacă erau 40 de inși, putea să rămână și 20-25 de pachete, că nu lua toată lumea mâncarea, trebuia să o care în mână. Unii aveau ce le trebuia în traiște, o pungă de cafea, câțiva covrigei, nu știu ce. Și lua pachetele alea, venea înapoi, le aducea pe celulă și după aia le vindea, de exemplu, 10 ouă, un pachet de țigări, ouă fierte, așa. Și salamul ăla s-o putea vindea și brânzica aia, că băgat așa la grămadă și la repezeală mergea, știi, după aia dacă nu bagi la frigider, devine cleioasă, scârboasă, salamul devenea cleios, brânza puțea oricum. Și ouăle iar nu erau de cea mai bună calitate, dar să putea scoate 2-3 pachete de tabac care să, după aia să dătea la cineva și să făcea cumpărături de 5 lei, de 10 lei, de 15 lei. Lumea s-a aranja, alții mai fura și ei de la bucătărie niște drojdie, un pic de carne, nu știu ce, toată lumea era pe ciupeală acolo, știți? Deci, camarad, v-am spus cum e cu foamea la pușcărie, unii au de nu știe ce să facă cu ea, alții sunt fomiști, așa cum e și afară, așa e și la pușcărie. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, dați share, dați like și faceți abonamente și rămânem împreună precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!